Bună ziua și bun găsit! În această seară o avem alături de noi pe o curajoasă antreprenoare din Reșița. Nu e doar antreprenor, este și un psiholog foarte bun, dar ipostaza în care o avem astăzi alături este aceea de antreprenor. Andreea Ramona Berdaciu este numele ei. Andreea a avut curajul să înceapă o afacere în Reșița. A francizat o afacere binecunoscută, American Hot Dog, după care nevoia orașului și a pieței a făcut-o să se extindă și acum toată lumea care ajunge la magazinul Nera, care ajunge la chioșcul de la colț, poate vedea acolo un magazin rebrandurit care se cheamă La Strada. Da. Culori mai primăvărate, ce așa duce cu gândul la o terasă franțuzească. Are și clătite. Zine puțin, eu știu, cred că ar trebui să începem cu începutul. Nu ți-a fost frică să investești în Reșița? Cred că asta ar fi prima întrebare. Bună și bine v-am găsit. Mă bucur să ne aflăm în seara asta aici și să vă spun câte ceva despre treaba asta. Cred că oricare antreprenor, mic sau mare, este frică și, cum să spun, reușești să lucrezi împreună cu frica ta, să faci din ea un aliat și să înțelegi care sunt nevoile oamenilor. Așa cum ai spus, noi am preluat franciza American Hot Dog și am și păstrat-o. Avem multe persoane care vin și în continuare comandă produsele noastre cu specific american. Hai să le și spunem, da, care sunt. Aveți și produse simple, genul hot dog, aveți, da, și meniuri. Da, avem hot dog-ul consacrat american cu ceapă caramelizată, este foarte bun. De asemenea, cheeseburger, hamburger, Big Mac, cu cartofi, cu suc sau apă. Și avem aripioare picante sau nepicante, care sunt foarte gustoase. Și meniu crispy de pui, care se poate lua cu cartofi sau cu suc. Ok, cred că trebuie să luăm o pauză de plouat în gură. Asta ține de franciza American Hot Dog, ceea ce până acum s-a tot găsit acolo și pentru care oamenii vă căutau. Erau destul de mulți clienți, inclusiv în pandemie, când lucrurile au mers greu. Lumea venea să... Probabil că și ceapa aia caramelizată e un secret și preferau astfel de hot dog. Spune-ne ce are în plus La Strada față de ce a fost până acum. Meniurile nu erau astea cu aripioare, picante și nepicante și crispy, le-am adăugat. Am adăugat clătite uriașe cu Nutella, cu Nutella și banane, cu mascarpone, cu tot felul de gemuri care au în ele fruct, adică gem de calitate, gustos, așa. Și vrem să mai adăugăm în continuare produse. Vrem să mai adăugăm meniuri. Pe pagina noastră de Facebook, La Strada Street Food Reșița, acolo puteți să trimită oamenii sugestii, chiar și cu meniuri, chiar și sugestii de îmbunătățire. Le așteptăm cu drag și raportat la produsele noi, am observat că plac foarte mult, cel puțin aripioarele și meniul crispy de pui, dar și clătitele. Pentru că sunt din acelea mari și, de exemplu, dacă nu ți este foame tare cu o clătită, te saturi foarte consistent sau poate foarte mult combină și au un hot dog cu un hamburger și o clătită și... Ceva, da, de mâncat plus ceva dulce și... Da, da. Scovers, cum se zice la noi în Banat. E tradiția asta de scovers. Ziceai de pagina de Facebook. Pot să interacționeze cu voi, discută lumea, vă spun, băi, mi-a plăcut asta, mi-a plăcut asta? Da, da, da. A fost la un moment dat o întâmplare drăguță cu un domn
care, de exemplu, ne-a lăsat un feedback, să zicem, nu neapărat pozitiv, ne-a spus că el a primit meniu, dar că nu a primit suc. Și atunci am răspuns și am zis, să știți că nu toate meniurile au și suc, unele au doar hamburger cu cartofi sau cu apă. Și singurul care la momentul respectiv avea doar suc era Big Mac-ul și acum are Big Mac-ul suc. Și a spus, da, dar cine a venit? A venit într-o mașină, nu știu de care, și zic, bine, ok, ne pare rău că ați fi vrut să aveți și suc, dar dacă mai doriți să mai comandați de la noi, cu drag vă dăm un suc din partea noastră. Adică răspundem la orice fel de sugestie și oricum ar fi important ca omul să fie mulțumit. Intră, să intre, să vadă, nu, să vadă prețuri, faceți și livrări? Da, facem livrări la domiciliu. Că, uite, e perioada asta de coronavirus, da. Probabil că lucrurile se înrăutățesc, nu merg deloc în direcția bună și probabil chiar se va ajunge la un nivel la care livrările să fie foarte importante și atunci poate că lumea vrea să știe dacă... Da, facem livrări la domiciliu, momentan nu colaborăm cu... foarte consacrată firmă care este în oraș. Probabil vom colabora, avem noi colaborare, avem intern livrare, dar avem și cu firmă de taxi, deci reușim să acoperim numărul de comenzi. E un plafon minim pentru care faceți livrările, adică trebuie să comande de o anumită sumă? Da, de regulă de 30 de lei. Ca să fie și... Da, da. Acum dacă este în centru sau e mai aproape sau așa, am făcut și excepții destul de multe. Dacă vi se sugerează să serviți și cafea? Nu am menționat, dar avem cafea espresso, cafea făcută la expresor. Că am văzut că sunt amenajate și niște măsuțe, da, și da. Poate că cineva vrea dimineața pe lângă un Crispy sau un Big Mac sau știu eu, da, avem cafea cheeseburger să-și savoreze și cafeaua. Și sincer să știi că eu personal, dacă mă gândesc la clătite, clar mă gândesc și la cafea. E un sortiment de cafea pe care îl folosiți? Folosiți ceva anume? Da, avem cafea Horeca, adică destinată restaurantelor și barurilor. Este o cafea de calitate medie superioară și este la un preț, aș spune eu, excepțional de bun. Raport calitate-preț, sigur o să placă la... Cât e o cafea? 4 lei. Și aveți și varianta to go? Adică da, dacă da, nu da, poate da, să stea da, la masă să plece cu ea în mână? Da. La fel. O să fie frig, la mai un pic avem de vreme bună și... Da, este și varianta to go. Tot ce avem în meniu se... Poate fi to go, poate da, fi... Da, da, asta vreau să zic, la fel și celelalte, da, da, clătite sau da, hamburger sau hot dog, poate fi luat la pachet, fără problemă. Da. Totul e proaspăt, se pregătește da, acolo? Loc, da, de obicei, uneori se întâmplă să fie foarte mulți clienți și atunci poate, mă refer la locație, să fie timpul de așteptare 5-6 minute. Da, asta tocmai pentru că da, se pregătesc produsele pe loc. Adică, cum să faci un hot dog și să faci ce? Să fieri hot dog și să-i ții acolo fierți în frigider? Normal că e alt gust când îl faci pe loc. Sau cartofii. Avem un sortiment de cartofi asemănător cu cei de la Mac. Acum nu, sper că se înțelege când am zis ca să... Deși mi-ar plăcea la un moment dat să primi aprecieri de genul ăsta, cred că oricui i-ar plăcea. Dar sunt foarte buni, gustul este asemănător și toate produsele se prepară pe loc, de asta își păstrează gustul lor. Doar că sunt un pic mai ieftin ca la Mac. Da. Pentru că, într-adevăr, mai ales în statele occidentale, întotdeauna brandul se plătește și există și o altă cultură în Occident. Ei însă când au venit în România au impus lucrurile astea și, spre exemplu, dacă la voi o cafea e 4 lei, că te duci la KFC sau la McDonald's sau la restaurantele mari, 5 lei e punguța aceea de cartofi prăjiți, de french fries, dărâmite cafeaua care merge până în 10 lei. Nu pentru că ar costa foarte mult, nu pentru că ar fi mai bune decât ce oferiți voi, ci pentru că ăsta este principiul, la ei brandul se plătește. Bine, acolo e și o muncă de zeci de ani în spate care nu se mai vede așa de tare, se vede doar brandul și cumva părerea mea e că merită
după cât s-a muncit acolo. Și la hamburgeri aveți carne de pe sortimente, nu știu, de pui, de porc, de vită, poate să-și aleagă. Da, exact, de sortimentele pe care le-ai enumerat avem. Și poate să-și aleagă de care vor. Da. Sunt persoane care, spre exemplu, nu mănâncă carne de pui sau preferă carnea de vită. E o idee din asta încetățenită? Avem chiar și pentru hamburger vegetal. Ah, chiar și da. Vegetarian. Da. Vine postul Crăciunului acum, da. Cine ține la post? La un moment dat aveam și de hot dog, doar că nu avea. Hamburgerul vegetarian a mers foarte bine, de exemplu. Hot dog-ul vegetarian nu prea. Nu prea îl vrea nimeni. Adică mai bine îl mâncăm când nu-i post. Am înțeles. Și mâncăm ceva care sigur ne place. Cred că pe principiul ăsta s-au gândit clienții noștri. Așa știm că mai sunt persoane vegetariene. Acolo am mai avut câteva comenzi de hamburger vegetal. Și la clătite, cum au fost primite? Ce se caută cel mai mult? Sau... Ați primit recomandări să faceți și alte sortimente? Momentan nu am primit recomandări, dar încă o dată vreau să rog clienții noștri să ne sugereze printr-un mesaj pe pagina noastră de Facebook. Avem multe sortimente de clătite. Am văzut că e o listă întreagă. Cu prune bănățene, cu caise, cu vișine, cu afine, cu Nutella și banane, cu Nutella, cu nucă și portocală. Da, alea cu nucă și portocale cu siguranță trebuie să, da, să fie interesante. Sunt curios de nuței care îi plac. O așteptăm pe la noi și așa. Toată lumea trebuie să meargă să încerce, da, mai ales că, cât e o clătită? De la 7 lei la 12 lei. În funcție de... Da, da. 7 lei cea cu umplutura, pune, cu care... dacă mi-aduc bine aminte, în rest, sunt cam, majoritatea sunt cam 9 lei. Și cele care au Nutella, banane și biscuite, cred că 11-12 lei. Da. Sunt prețurile, meniurile pe pagina noastră de Facebook și la locație și atunci e mai ușor să fie văzute acolo ca să nu... Să nu se încurce. Da, da. Pe lângă cafea, serviți și apă și băutură coritoare, nu? Se pot comanda fără probleme? Da, da, da. Se pot comanda. Avem majoritatea sortimentelor de ce ține de Coca-Cola, dacă pot să zic și asta. Deci Fanta de portocale, de struguri, de așa. Și uneori avem Sprite, apă plată, minerală. Cam astea, Fanta de struguri, asta, pe lângă cola, asta e cel mai comandat, așa. Cred că merge foarte bine cu produsele fast food, așa. Și pentru non-cafengii aveți varianta de ceai? Se acum, poate? Cu vremea rece, da. O să până vină. Acum, nu. Nu? Nu. Da, o să vină și partea de ceai. Poate și, da, un vin fiert? Da, și un vin fiert o să fie mai mult ca sigur în luna decembrie-ianuarie. Mai repede nu. Deci vă așteptăm la vin fiert atunci, în perioada sărbătorilor. În perioada lui. Da, în perioada lui. Cum e reacția? Cred că sunteți pe piață deja de 2 ani de zile. Da, da? Cam de aproape de ani am preluat. Da, cum e reacția? Cum se vede orașul? Cum se vede piața din oraș? Cum se vede puterea de cumpărare? Reacția e una bună. Faptul că am rebranduit a fost, l-am văzut ca pe un plus din partea clienților, adică am simțit că au apreciat. Foarte mulți clienți și mie personal, dar nu doar mie, ne-au spus că le place foarte mult cum arată acum și faptul că am pus și terasă și puterea de cumpărare... E undeva tot în medie, așa. Mă refer raportat la salariul minim pe economie, dacă e să facem o medie, tot cam pe acolo este, dar e în creștere. Adică se simte, de exemplu, când vin turiști, se simte când este un eveniment. De exemplu, m-a fost 250 de ani de foc nestins. Atunci a fost foarte multă lume, peste tot în centru, dar au trecut și pe la noi, chiar dacă nu suntem chiar acolo unde e fântâna, au trecut ceva mai mulți oameni și la noi.
Totodată când a fost perioada concediilor, la fel. Și acum aș putea să zic că se simte că a început școala, că sunt mai mulți copii veniți din vacanță, că trec pe acolo și... Da, lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt în creștere, așa. Și cred că Reșița este în creștere. Se întâmplă multe lucruri frumoase. Cred că vor fi mai multe evenimente. Acum vedem de la anul încolo ce-o fi legat de regulile pe care va fi nevoie să le respectăm. Dar împreună cu regulile astea, sper și cred că o să fie bine. Cum? E important să nu ne pierdem speranța. Într-adevăr, vremurile nu sunt foarte limpezi. Secolul 20 în totalitatea lui n-a fost deloc unul limpede. Probabil că nici cel de-al 21-lea nu va avea foarte multă limpezime. Măcar nu sunt războaie cele care răvășesc perioada asta. Da, e tot un fel de război, de luptă din asta, de rezistență, că la astfel de presiune se trebuie nervi tari și cred că, având în vedere și calitatea de psiholog, cred că oamenii psihic cedează prima și prima oară. Da. În primul rând cedăm psihic prima dată și psihicul se răsfrânge în emoțional și partea emoțională se observă în comportamentele pe care le facem. Inclusiv la foame. Prima dată emoțional ne e foame. Foarte rar ne e foame când chiar fizic. Da, lucrurile sunt în ambele sensuri, pentru că este un instinct primar și atunci se dă impulsul la creier și apare senzația de foame. Nu, când treci pe lângă la stradă, da. Și vezi cum cineva îmbucă dintr-un hamburger sau dintr-o clătită, automat. Aici creierul nostru, ca în multe alte situații, dar să ne raportăm la asta, este un pic păcălit în sensul bun, în sensul care ne reconfortează pe noi și ne face să ne simțim bine, pentru că se secretă substanțe de fericire. Se dă reflexul și atunci când îți este poftă, este asimilat la fel ca atunci când îți este foame. Și pe mine m-ai făcut curios, clătite cu prune? Bănățene. Cum sunt astea? Adică clătite cu prune făcute în casă de pe meleagul nostru, bănățean. Adică nu o să le iau din... Nu știu, cealaltă parte, da, a țării sau Portugalia, acum dacă stăm în România să zicem, dar cumva încurajăm și mici întreprinzători locali așa de pe lângă orașul nostru și de asta le-am numit așa. Și cureți prunele de sâmburi, le tai felii sau cum se pun? Toți am mâncat găluște cu prune, știi? Dar clătite cu prune e incitant. Nu sună rău, sună chiar bine, mai ales dacă le încălzești și le prepari termic, dar suntem curioși cum se fac. Ca orice dulceață. Am înțeles. Se culege fructul, se pune la fiert, sunt mai multe etape ale procesului, n-aș vrea să le divulg, dar cunoscătorii le știu, care fac dulceața acasă. Și se pune și fruct, adică se face și pastă și se pune și bucăți de fruct. Da, ca să se simtă, aroma. Da, așa sunt majoritatea dulcețurilor cu care lucrăm. Și apropo de ce ai spus tu, că atunci când treci pe lângă la strada street food de Reșița, poate ți se face așa poftă, sau așa și mă întreb de multe ori, ce ar fi viața noastră sau dacă ar fi la fel de frumoasă dacă nu ne-am face poftele? Pentru că dacă faci o retrospectivă a vieții tale, tu de ce ți-aduci aminte? De momentele frumoase, de un loc în care ai fost cu cineva și ai mâncat ceva bun, de exemplu, sau ai mâncat ceva dulce, sau pur și simplu ai o amintire plăcută. Da, și să nu uităm că suntem în Banat și bănățenii, ca și ardelenii, partea asta de țară, pun foarte mare accent pe mâncare, pe mâncare bună, pe gust. Pun accent și pe natural, nu se gătește foarte, foarte
nu știu, chimic sau semi-preparat, banat întotdeauna. S-a pus accent pe natural, zacusca, bănățenii aveau obiceiul să o facă un pic afumată sau la grătar, coapte vinetele. La fel, la dulcețurile noastre diferă foarte mult de cele ale moldovenilor, spre exemplu, pentru că avem și specificul acela al magiunului, avem și specificul fructelor proaspete, așa cum spuneai, sunt niște savori locale foarte importante și de ce nu să spunem că mulți dintre cei care ajung la Reșița, la oraș, duc dorul gustului de acasă, al dulceții făcute de mama și atunci chiar și al clătitelor, că de multe ori dacă avem un job care solicită foarte mult timp, spre exemplu, clătitele nu se fac ușor, ai nevoie de timp, nu, e un produs complicat, da. Dar trebuie să tot stai, să le tot arunci în sus, să le tot schimbi exact și atunci asta. Cine e în lipsă de timp e obișnuit de acasă, de la mama și simte nevoia din când în când să se reîntoarcă la aceste gusturi din copilărie. Și cred că a fost o decizie inspirată pe care ați luat-o și într-adevăr dă un plus de savoare și de calitate serviciilor voastre, care probabil cu timpul plănuițele tot creșteți, nu? Da, exact asta am încercat să facem, să ne ducem un pic către tradițional, chiar dacă noi facem și la bază și fast food. Cu ocazia asta vreau să spun că recomand să se mănânce fast food de două ori pe săptămână maxim, nu în fiecare zi, și cu mult drag ne-ar plăcea ca măcar o dată din acele două ori să ne aleagă oamenii pe noi. Pentru că, cum spuneam mai devreme, toate produsele sunt făcute pe loc, sunt proaspete. Am încercat, chiar facem din afacerea sau afacere de familie și ne asigurăm că totul este proaspăt și de calitate. Și atunci, cumva, dacă din cele două ori pe săptămână când decizi să mănânci fast food, pentru că așa este sănătos, decizi să vii să mănânci de la noi, nu putem să fim decât bucuroși și recunoscători pentru asta. Și dacă n-au timp să vină, atunci au posibilitatea să comande, să comande la domiciliu. Pe pagina de Facebook. La strada Street Food Reșița. Așa. Au număr de telefon, nu? Da, este acolo tot. Număr de telefon, meniurile pentru fast food, pentru clătite. Când mai facem promoții, tot acolo o să... A, faceți și promoții? La un moment dat, da. Da, avem perioade când facem și promoții, de exemplu de Valentine's Day, de exemplu, nu știu, poate de Sfântul Andrei, poate de Moș Nicolae. De Moș Nicolae, ceva, așa, de câteva ori când e un eveniment, mai facem câte ceva. De exemplu și când am promovat clătitele prima dată, am dat gratuit atunci. Deci cine a vrut clătite? Da, în zi, în prima zi când... Au fost din partea casei. Da. Da, atunci, în prima zi, a fost gratuit. A fost cerere, nu? Da, a fost. Sau oamenii au fost surprinși și așteptau să plătească? Au fost pe cu surprinși. Majoritatea care au venit erau clienți fideli, dar au venit firește și persoane noi. Și prima reacție a fost, nu vrem. Dar din partea noastră și atunci, da, ok, bine. Atunci a vrut toată lumea. Da, a vrut. Da, adevărul este că strategiile de marketing se fac și pe promoții, dar că, în general, când ți-e foame, nu mai contează nici dacă sunt promoții, nici dacă nu sunt. Dacă mai e și livrarea acasă, e și mai simplu sau, nu știu, poate la birou. Pentru că de multe ori stăm prost cu timpul și, da, street food, asta înseamnă un hot dog, un hamburger, mâncare proaspătă, mâncare făcută repede, că ea trebuie făcută repede ca să poată fi făcută în stradă, mâncată în stradă, astfel încât să nu existe o foarte mare pierdere de timp. Sunt pentru acei oameni care nu au vreme, se grăbesc, dar și dacă ne grăbim și dacă nu ne grăbim, foamea nu ne iartă, da. Întotdeauna trebuie să ne și hrănim, nu? Corect. Și pentru acasă, pentru livrări la domiciliu sau
comenzi festive, oferim și acest serviciu de platouri sau diverse asocieri de meniuri. Suntem deschiși la sugestii din punctul ăsta de vedere. Dacă vor să organizeze o zi onomastică sau pur și simplu vin mai mulți prieteni și să facă un fel de petrecere, poate să-și comande platouri la voi. Da. Cred că tot pe pagina de Facebook pot... Asta cu platourile doar la cerere o avem. Adică evident că organizăm și oferim serviciul ăsta la cerere. Că dacă am face un platou, nu, și am ține acolo produsele, pe urmă, dacă ai venit și ai comandat, nu ar fi proaspăt. Și atunci la cerere, să fim anunțați înainte, pe pagina de Facebook sau telefonic, și comanda o să fie gata în timpul agreat împreună cu clientul. Și ce o să fie pe platou? Hamburgeri, hot dogi, cartofi prăjiți, acolo avem mai multe tipuri, cartofi prăjiți din aceea ovali. Putem să punem și bulete de brânză sau de cașcaval. Sunt mai multe... Băieți, când e meci, e treabă bună, nu? Da, sunt mai multe opțiuni. Atât doar să știm cu o zi înainte ca să putem face ceea ce fiecare are trebuie nevoie. Să vă sune și să vă, să vă înțelegeți pe timp, pe livrare. Da. E foarte bine că... Există posibilitățile astea pentru că de multe ori, așa cum spuneam, în viteză timpul nu permite sau chiar de multe ori poate starea de sănătate nu permite, poate fi și problema asta. Și... Așa este, și la spital am livrat destul de mult. Uh-huh. Strict de la... clienți către noi, pentru că nu ne-am promovat la spital. Deși ar fi de bună, acum am venit vorba. Dar am avut câteva persoane la care le-am livrat mâncarea la poarta spitalului. Da. Plata? Plata cash, momentan. Se face doar cash? Da, momentan doar cash. Să știi că am avut destul de puține solicitări, poate 2-3 pentru plată cu cardul și atunci... Pentru că sunt de regulă sume mici, 10 lei, 20 de lei. Da, deci sunt sume mici. E adevărat că la livrările la domiciliu am avut și sume mari, am avut și comenzi destul de mari. Acolo și poate apărea, dar poate cererea asta de... Nu a cerut nimeni. Deci nu a cerut nimeni. Toți au fost pregătiți. Da, că 2-3 știau clienți, că au făcut comanda și... Da, 2-3 clienți poate care au venit, s-a întâmplat să vină și persoane din străinătate, nu români, și atunci voiau să plătească cu cardul, dar nu a fost nicio problemă. Adică au mers, au schimbat bani și au revenit la noi și au plătit produsele. Adică au comandat și au revenit și le-au plătit. Da. Eu cred că lucrurile importante au fost puse. De asemenea, cred că v-am strânit curiozitatea și cel puțin de curiozitate veți merge la strada, repet, în centrul Reșiței, chiar lângă magazinul Nera, e cunoscutul chioșc, rebranduit de curând, o să-l și vedeți că l-au aranjat foarte frumos. O afacere de familie, așa cum spunea Andreea, doamnele de acolo s-au ocupat ca să dea un pic de stil, chiar dacă e un colțișor, și cu siguranță se vor ocupa și în interior de comanda noastră, de ceea ce veți alege să comandați. Ne asigură că sunt produse proaspete, așa că merită să încercați, nu? Da. Mai spunem o dată lista de produse? Hot dog cu cartofi sau fără, hamburger, cheeseburger, Big Mac, aripioare picante și nepicante, crispy de pui și cartofi prăjiți, asta e de la sine înțeles, și clătite, diverse sortimente, de la prune, portocale cu nucă, Nutella și banane, mascarpone și fructe, dulceață de zmeură cu mascarpone, diverse toppinguri. Astea sunt momentan produsele noastre. Ce vă găsesc dacă n-au timp să treacă și totuși le-am făcut poftă și pe pagina de Facebook? Da, la strada Street Food Reșița, acolo avem meniurile,
acolo postăm când avem unele promoții și tot acolo avem datele de contact pentru livrări la domiciliu. Sau pur și simplu poate să vă scrie, nu trebuie neapărat să sune. Da. Le răspunde cineva dacă scriu? Le răspunde cineva dacă scriu, dar cel mai bine este să sun, pentru că sunt foarte multe cerințe, este mai bine telefon. Aveți mult de lucru și atunci puteți să-i da, să dureze până răspunde. Să se poată nota doleanțele fiecăruia, pentru că sunt foarte multe persoane care au anumite doleanțe, cu sau fără anumite ingrediente. Cu ceapă, fără ceapă, castraveți murați, fără castraveți murați. Și atunci este mai bine să ne sunați, pentru că atunci știm exact ce doriți fiecare. Și vă spunem și timpul de așteptare, care este de obicei unul destul de rezonabil și cel mai bine este așa. Desigur, puteți să scrieți și dacă în 15 minute nu răspunde cineva, atunci vă rog frumos să ne sunați, pentru că înseamnă că este o zi destul de plină. Mulțumim, Andreea, mulțumim și pentru curaj, mulțumim și pentru că ai venit la interviul la Reșița.ro. Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, și promitem că o să ne revedem cu invitata de astăzi, cu Andreea Ramona Berdaciu, însă în cealaltă calitate, cea de psiholog, pentru că și pe tema asta mai avem multe de vorbit și, ca de obicei, vă doresc seară faină și țineți aproape. Vă mulțumesc și eu și vă aștept la strada Street Food Reșița.